Pe scurt, 100 de zile fără jocuri. Prieteni, uitați-vă și la pe scurt, 100 de zile fără mâncare și pe scurt, 24 de ore fără mâncare. Apropo, nu uitați să rupeți butonul de like, să vă abonați și să dați click pe clopoțel. Astăzi era nu știu ce zi, deoarece deja nici nu mi-amintesc de câte zile stau și mă joc. Și vină jocurilor, deoarece când încep să joc, uit de toate chestiile din lume. De obicei, tata îmi interzice să stau mult timp să mă joc. Din fericire, tata ieri a plecat în călătorie de afaceri și o să întoarcă după o săptămână, așa că am decis să mă joc toată săptămâna și am să aștept rezultatele la giveaway. Prieteni, pe canalul Walter a dat start la un giveaway super tare, unde puteți câștiga 3 iPhone 11. Astăzi o să fac un nou giveaway cu Motan Show și dăm 3 iPhone 11. Cum am zis, avem 3 iPhone 11, unul verde, unul alb și unul mov. Apropo, doar trebuie să fiți abonați pe canalul Olti și Motan Show, să rupeți butonul de like și să scrieți în comentarii ce iPhone doriți sub ultimul video pe canalul Olti. Dar eu am continuat să mă joc. Salut, fiule! Sunt acasă! Ce? Tata, stai, dar cum a venit? Atât de rapid? S-a anulat călătoria sau ce? Of, Doamne, nu-mi vine să cred, tata a intrat în cameră. Salut, tata, s-a anulat călătoria de afaceri? Nu. Atunci de ce ai venit acasă atât de devreme? Tu parcă mi-ai spus că pleci pe o săptămână. Exact, m-am dus pe o săptămână de zile. Adică o săptămână, tu doar ieri ai plecat. Fiule, cu tine e tot normal, deoarece deja au trecut 7 zile. Adică 7 zile? Ești încrezut în ceea ce tu spui? Da, eu știu, cred că în ce constă problema dată. Sunt bucuros pentru tine, dar eu nimic nu înțeleg. Poți totul să-mi explici? Tata a început totul să-mi explice, doar că un pic striga la mine. S-a dovedit că eu pur și simplu am petrecut în jocuri toate 7 zile și doar acum mi-am dat seama că într-adevăr am stat toată săptămâna în jocuri. Doamne, ce prost sunt! Și plus la toate, tata m-a prins în flagrant cu gamepad-ul în mână. Trebuie urgent să invitez ceva, dacă nu vreau să rămân fără consolă. Motan, explică cum ai reușit să te joci 7 zile fără oprire? Tu ești dependent de jocuri sau ce? Nu, eu pur și simplu voiam să-ți fac o farsă. Este o farsă, tata! Care farsă? Tu ești o farsă mare, Doamne, să te joci 7 zile fără oprire! Tata, gata, liniștește-te! Eu nu mă joc toată ziua! Serios? Da, serios! Câteodată mâncam, câteodată la toaletă stăteam, dar erau momente pe când mă săturam de consolă și stăteam, mă jucam pe PC. Of, Doamne, Motane, tu într-adevăr mă prietenești cu totul cu creierul tău. Tata a continuat să mă certe, a spus că voi orba și prost voi deveni. Eu m-am râs de cuvintele lui și am argumentat de ce n-are dreptate. Uite, tata, tu deloc nu te joci în jocuri, corect? Da, corect. Atunci de ce ești atât de prost? Fiule, nu m-am așteptat, tu ești scuțit la limbă. Mi se pare că tăticului nu i-a plăcut gluma mea. Tata, a fost doar o glumă. Fiule, eu înțeleg că a fost doar o glumă și tu nu ești atât de prost, dar trebuie să te joci mai puțin. Motane, strânge odată jocul ăsta. Tata, tu ai spus ceva? Da, vreau să-ți propun ție un challenge super interesant. 100 de zile fără jocuri. Tata, cu totul ai nebunit. Eu nici o oră fără ele nu pot rezista, dar tu vrei 100 de zile. Nu, mersi, tata, mult nu vreau așa challenger. Stai, ascultă-mă pe mine, fiule, dacă o să reziști 100 de zile fără jocuri, îți iau consola pe care o visai. Stai, tu o să-mi cumperi noul PlayStation 5? Da, dar dacă o reziști doar 100 de zile, vei primi consola. Ești de acord? Oh, super, dacă o să rezist 100 de zile fără jocuri, voi primi pur și simplu o consolă nouă. Desigur sunt de acord. Iar am încrezut în tine, fiule. Tata a ieșit, am simțit consola, am ascuns gamepad-urile ca să nu fiu atras de ele și am decis să mănânc. După ce am mâncat, am planificat să mă joc la PC, doar că la timp am revenit. Fac practic să pierd pariul nostru cu tata. Motane, tu trebuie să câștigi, eu vreau nouă consolă. Te rog, nu te mai uita la PC, trebuie să câștigi PlayStation 5. Primele 5 zile au trecut foarte bine, am citit o carte, apoi am început a alerga. Cred că gata, nu mă pot alerga. Doamne, mai bine merg acasă. Doamne. Apoi am început să fac yoga. Stai, dar cum trebuie? O, stai, spatele mă doare. Doamne. Voiam să mă învăț a jongla.
Aha, nu e pentru mine a jongla. Doar că nimic nu mi s-a primit, dar important că nu mă joc și nu sunt dependent de jocuri. Și asta e super, așa m-am gândit eu de la început. Apoi au mai trecut 20 de zile. Eram foarte nervat, aveam dureri de cap, de burtă, de toate aceste lucruri. Amițel, eu deja îmi imaginam cum în mâna dreaptă e mouse-ul și încep să trag în CSGO, iar cu degetele de la mâna stângă tastez pe tastatură. Apoi iau gamepad-ul și încep să mă joc în jocurile mele preferate. O, fac așa tempo, voi nebuni cu totul. Doamne, cât poate mai repede totul se termine. Deja au trecut 40 de zile și încă rezist, nu m-am jucat niciun minut. Dacă voi spune că în toate aceste zile eram enervat, voi minți, deoarece eram foca enervat, înfuriat pe toată lumea. Fiule, n-ai văzut unde e telefonul meu? Nu știu unde e telefonul, de ce ești așa de nu știu. Oh, oh, fiule, liniște, eu pur și simplu te-am întrebat, nu fi atât înfuriat. Ha, cum aici să nu fii enervat? Oh, uite, telefonul lui tata. Am intrat la tata pe telefon. Ce are Among Us? Deja aveam intenția să deschid să mă joc în Among Us, dar n-am reușit. Tata a intrat și mi-a luat telefonul. Doamne, de ce n-am reușit? Dacă așa va continua, eu într-adevăr voi exploda. Mătane, gândește, gândește. Oh, stai, am o idee. Deci fiul meu a rezistat 99 de zile fără jocuri, așa că mâine trebuie să-i dăruiesc cadoul, PlayStation 5. Nu-mi vine să cred că Motane a câștigat acest pariu. Sunt mândru pentru el și a meritat noul PlayStation 5. Fiule, tu ce faci aici? Oh, salut tata, asta nu e ceea ce tu ai crezut. Adică... ce trebuie eu să cred? Tata, eu pur și simplu mă uitam câte ora. Ce ai vrut tu să te uiți? Stai, dar ce vrei? În telefon. Ce, te joci în Among Us? Nu, pur și simplu cred că din greșeală s-a deschis Among Us-ul. Aha, acum totul am înțeles și stătea mereu la toalet, dar eu am crezut că ai probleme cu stomacul. Dar tu, pe type, tu cu acestea și la ciuri? Tata, să-ți spun sincer, sunt un gamer nebun, fără jocuri nu pot. Mulțumesc pentru sinceritate, fiule. Cu plăcere, deci când voi primi consola nouă? Dorești o consolă nouă? Da. Uite, asta-i primit, dar nu consola nouă. Poți să te joci. Eh, tata are dreptate, deci a rămas doar să mă joc în Among Us. Pe scurt, 100 de zile fără jocuri. Pentru partea a doua, hai să adunăm 10.000 de like-uri și nu uitați să lăsați like, să vă abonați și să dați click pe clopoțel. Miau.